Pentru capricorni, în planul personal al vieții voastre, este bine să fiți atenți la modul cum luați deciziile. Pluto este o planetă care aduce transformările, aduce schimbările. E legată de moarte și renaștere, de viața de apoi, de gelozie, de emoțiile intense, de aducerea adevărului la suprafață. Momentul acesta are și de influență puternică a lui Pluto, unele influențe care pot deveni oarecum benefice, pentru că puteți să scăpați de ceea ce nu vă mai este util în viața voastră, să vă despărțiți de obiecte sau de comodități. Lucrul acesta poate să doară oarecum. Însă fericirea personală, în ceea ce vă privește, este susținută de curiozitate, de stări de neliniște, de spiritul critic, justițiar, de folosirea conștiinței pentru a căpăta forță. Comunicarea voastră se bazează pe cunoaștere sau pe reformulare. Relațiile se bazează pe reguli logice. Trigonul Pluto-Mercur aduce o valorificare, având ca planetă focar pe Neptun. Valorificarea este legată de comunicarea cei apropiați, de punerea în valoare a sensibilității și pot apărea unele situații neclare. Urmărirea idealurilor, realizarea creațiilor religioase, realizarea creațiilor artistice poate să apară iarăși în această perioadă pe care noi o analizăm.